44 de minute și 9 secunde. Asta vreau să spună, da? 44 de minute și 9 secunde. Ceas. Mi-a zis și secunde, 44 și 9. 44 și 9 secunde. Dar asta, asta am subînțeles. Bine. Să vedem. Altă exercițiu să facem. Iată să zicem așa, 10 minus 13 minus 13 și o treime, 13 în 3 și o treime, împărțit la 5 în 3 și o treime, minus 4 în 3 și o treime, înmulțit cu 7 pe 5, 7 pe 5 minus 4 supra 15 ori 3 pe 2 așa ori 3 pe 2 ori 3 pe 20 și este egal cu ușor Cine vorbește? Din ce o Stefanie la început, tot pe o să rugăm să ne spună, mai de gând. Deci vine 10. 10 minus 40 pe 3. 40 pe 3, da. Împărțit, da. 16 pe 3. 16 pe 3. Minus 13 pe 3. 13 pe 3. Ori. De ori, da. 7 pe 5 minus 4 pe 15 ori facem simplificări. Ori 3 pe 2, da? Sau trebuia să facem aici? Dar noi eram paranteză și 3 supra 20. Da, 3, și 3 pe 20 nu, în afară. Ah. Da? Aici să facem, de, Ștefania, ca să mai pierdem timp. Dă-i 3 cu 15, printr-un 3 și jos e 5, sus 1. 4 cu 2 și vine și cât? Vine 2 și 1. 2 și 1. Și o să avem 2 ori 1, 2, supra? 5. Așa, deci plus 2 pe, minus 2 pe 5 este, nu? Minus 2 pe 5 în paranteză, ori 3 pe 20, da, egal cu. Acum, 10 da. Minus 40 pe 3, împărțit la. Minus 40 pe 3, da. Paranteza. Să o facem. Da. Rămâne 3. Supra 3, nu? Da, 3 supra 3. Și are 1 ăsta, nu? Da. 3 pe 3 este 1. Ori 1. Și ori, să vedem paranteza cealaltă. Ori
5 pe 5, care e tot 1. Ori 1 și ori 3 pe 20, parcă este, da? Da. Și egal cu? Vă spune, egal cu cine? 10. Da. Minus 40. De fapt... De la un cap până la altul, de la mulțirea ceea ce putem face? Egal cu 10 minus 4 pe 3, ori 3 pe 20. Al de 1 al acela. Deci, al de 1 acela, la mulțirea 1, nu schimbă cu nimic. Și totuși, la mulțirea asta, ce putem face? Ne uităm cu atenție, ca să mai copiem o dată. Să... So, 4... 20. Și 3 cu 3. Se simplifică 3 cu 3 și 4 cu 20. Aici e 5 și sus e 1. Și ca răspuns vom avea ce? 1 pe... 10 mai întâi, nu? Da, 10 minus... 1 pe... 5. Și n-au același numitor, cum gândim? Pe 10... Îl putem zice ca 10 pe 1. Da. Da? 10 supra 1. Și neavând același numitor, cu cât se amplificăm? Ca să fie? Cu 5. Cu 5. Nu? Și vine cât? 50 pe 5 minus 1 pe 5. Face 49 pe 5. Ăsta este răspunsul. 49 pe 5. Răspunsul final. Mai vedem. Mergem pe un pic de apă. Adică este acolo un pic de apă. Într-o sticlă de aceea, te rog. Puneți un sticlă de aceea și bea un pic de apă ca să streacă. Hai să vedem un alt exercițiu. Să zicem așa. 1 pe 2. Deci, 1 pe 2. O paranteză dreaptă deschide. 1 pe 2 plus 3 înmulțit cu 8 în 3 și o pătrime. Înmulțit cu 10 supra 11 minus 1 pe 2. Tot într-o paranteză dreaptă. Înmulțit cu 2 pe 43 plus 1 este egal cu plus 1, egal cu 10. Ia să vedem lăsând de data asta și pe Darius. Darius, te rog. Eu nu am scris asta. Ai scris. Hai scrie, te rog. Deci o 2m plus 3 înmulțit cu 8 în 3 și o pătrime înmulțit cu 10 pe 11 minus 1 pe 2. Așa, da. Da? Hai, contul tu edișițiu. Ștefania s-a apucat de lucru. 1 pe 2. Da, deci egal cu 1 pe 2. Plus 3 ori. Este egal cu 33 pe 4. Bine. 33 pe 4. Ori 10 pe 11. 1 pe 2. Da. Paranteza. Ori minus 1 pe 2. Bine. Bine și pe cealaltă dreaptă. Ori 2 pe 43. 43. Așa, nu? Da. Plus 1. Și este egal cu... paranteză pătrată, plus 1 pe 2, plus 3, în 3 și? Ori 3, de fapt, poți simplifica 33 cu 11.000 de 3 ori. Așa, rămâi sus 3 și jos 1, nu? Altceva? Este egal cu 3. O secundă, mai dacă mai vezi ceva la simplificări. Adică cine? 4 cu 10, da? 4 cu 10 simplificăm prin 2. Și sus 5. Așa. Și 2. Și vine 3 ori 15. 15 supra
2. Da. Minus 1 pe 2. Da. Ori 22 pe 43. Ori 2 pe 43, da. Da. Bine. Plus 1. Și egal cu... Închidem paranteza dreaptă, dat înainte de 2, 43, da. Și zice paranteza dreaptă. Da, deci egal cu... 1 pe 2 plus 3. De ce ești rotundă? Ai de gând să... Da. Să te ansori pe cea dreaptă rotundă, da? Da. Bine. Deci 1 pe 2... Plus 3 ori 14 pe 2... Așa vine, nu? 14 pe 2, că și scăzută, ai aceeași numitor, ai baftă. Deci 14 pe 2, care face cât dacă tot și ai zis? 14 pe 2 și... Cât este 14 pe 2? 7. 7. Da? 3 ori 7. Așa. Și închidem paranteza rotundă. 2 pe 43. 2 supra 43. Plus 1 și egal mai departe. Zicem, pe amândoi pe 1, 3 pe 1 și 7 pe 1, le amplificăm cu 2. Ești atent! 3 ori 7, 21. 21, sigur? 21. Nu, zicem, 1 pe 2, plus 21 pe 1. 21 pe 1, deci am făcut de mulțire, mulțire, da? 21 pe 1, poftim. Ori 2 pe 43, plus 1 și este egal, le amplificăm pe prima cu 2. Cu 2. Care e pe prima? Pardon, pe a doua. Pe a doua? Așa. Asta are deja 2, da? Da. Deci vine... 1 pe 2 plus... 1 pe 2 plus... 2 pe 4... 2, 42 pe 2. 42 pe 2. Da. 2 pe 43 plus 1. Și se fac 43 pe 2. 43 pe 2. Ori... 2 pe 43 2 supra 43 plus 1 și este egal cu 43 cu 43 cu 1 cu 1, 2 cu 2, 1 cu 1 și va fi egal cu 1 plus 1, 2. Egal cu 2. 2. Deci ăsta este răspunsul. Da, dar hai să vedem de la început unde crezi că a fost capcane, unde ai avut un moment de bâlbâială? La... Da, sughițat, în mare parte. Da, sughiți. Da. Dar de ce sughiți? Nu, nu știu. Mai era un pic de apă. Nu, am băut. Da. Deja te iau. Da. 3 ori 7, aici, ai avea de gând să zici 3, ce spune? Aduci la cea jumitor, nu știu ce. Deci da. Atenție multe. Nu avem cum să facem asta, da? Bun. Acum, ia să vă dau și eu câte ceva. Ia să vedem. 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 este egal cu? Cum facem? Ștefania, ia să văd. Păi, 6 pe 6. Cât ți-a dat? 4 pe 6. 4 pe 6, care simplifică? Da, da, nu. 4 pe 6 și face... 2. Cum crezi că a făcut el? De ce a zis 4 pe 6? Așa ai făcut? Da, am înmulțit. Face 1 pe 2 plus 1 pe 6, da? Da. 1 pe 2. Plus 1 pe 6. Și aici amplifică cu 3. Nu să se înțelege așa. Și 3 ori 1, 3. Ca să facă asta, din 3 pe 6. Plus 1 pe 6. Și face 4 pe 6. A zis bine. Simplificăm din 2 și face cât? 2 pe 3, da? Da. Ștefania, oare nu vedeam noi deodată că aici numitorul comun ar fi 2 ori 3 ăsta. Și atunci numai trebuia să amplificăm cu 3. Și deodată puteam să zicem că e egal cu... Punem o singură linie de fracții, nu mai punem 2 pe 6, pe timp, așa, Darius. Deci puneam o singură dată 6 și ar fi fost 3 ori 1,
3 și cu 1, 4, nu? 3 plus 1 și egal cu 4 pe 6, iată simplificăm prin 2 și este 2 pe 3. Acum am să vă mai arăt încă o șmecherie. Iau din nou 1 supra 1 al 2 plus 1 supra 2 al 3. Egal cu. Mulțim 2 ori 3 și 1 ori 2 și ne dă 2. Da, dar știm bine. Tot acolo te duci pe culoarul tău, nu? Nu, vreau să mulțesc totul deodată. Și să adică dă... cum? Cum? Totul adică deodată. 2 ori 3, 6, 2 plus 6. De ce 2 plus 6? Pardon. Fiindcă este adunare. Adică tu vrei să amplifici cu 2 ori 3 sau nu? Nu te înțeleg. Nu, vreau să direct. Adică? Ne dădea 6, îl adunam cu 2, ne dar dădea 8. De ce 6 și cu 2 ăștia? Dar se poate așa ceva în anumit ori? Nu. Păi de ce mă necăjești așa? Nu, dar am zis să vă mai arăt o altă șmecherie și am zis... Păi au șmecherie bune, nu una proastă. Deci, atenție, când ai zis 6 și cu 2, nu că tu improvizezi ceva împotriva, nu împotriva matematicii, ceva în stilul în care matematica îți permite. Facem șmecherii, nu lucruri care să ne anunțe că facem greșeli, ci lucruri interesante. Eu zic așa, că în loc de 1 putem zice 2 minus 1. 2 minus 1? De 2 minus 1 nu faci 1 ăsta de aici? Da. Deci egal cu 2 minus 1, totul supra, 1 ori 2. Deci 2 minus 1 supra 1 ori 2. E bine. Da. Plus, în loc de 1 ăsta cât se scrie acum? 1 2 minus. Nu tot 2 minus 1. 3 minus 1. 3 minus 2. 2. 3. Că 3 minus 2 face 1. Da. Da? Deci 3, jocul ăsta de aici. 3 minus 2 supra 2 ori 3. Și egal cum? E, acum vă invit să fiți atenți la o chestie. Ia-ți luați deoparte. Cât ar fi 2 supra 1 ori 2 minus 1 supra 1 ori 2. Cât ar face? Fiind același numitor 1 ori 2, da? Fiind același numitor, scriem că este 2 minus 1 supra 1 ori 2, nu? Când au același numitor, pune numitorul comun și am zis 2 minus 1. Invers, când am 2 minus 1, provine de la două fracții, la care la una s-am pe 2 la numărător și la cealaltă pe 1. Deci mă întorc și citesc egalitatea de la dreapta la stânga. Că orice egalitate poate fi citită de la stânga la dreapta și la dreapta la stânga. Adică 2 minus 1 supra 1 ori 2. Cum avem noi 2 minus 1 supra 1 ori 2. Se scrie ca fiind 2 supra 1 ori 2 minus 1 supra 1 ori 2. Deci egal cu 2 supra 1 ori 2, 2 supra 1 ori 2, minus 1 supra 1 ori 2. Plus, am ajuns la cealaltă, cum credeți că o voi scrie pe asta? 3 supra 1 ori 2. 3 supra? 2 ori 3. 3 supra, dar 3 supra 2 ori 3, minus 2 supra 2 ori 3. Și egal acum mai departe, egal cu 2 cu 2 se simplifică și aici a rămas 1 și 1. Da? 1 cu 1 se simplifică, nu e deprisor să spun. 3 cu 3 se simplifică și rămâne sus 1 și aici 2. Adică 2 ăsta. Aici 2 cu 2 se simplifică și rămâne sus 1. Și vă rog să luăm de la capăt să vedem cât ne-a rămas. Ne rămâne 1 supra 1, că 2 cu 2 se simplifică, da? Da. 1 supra 1, minus 1 supra 2, că 1 ori 2, 2, da? Minus 1 supra 2, plus 1 supra 2, plus 1 supra 2,
Da? Și minus 1 supra 3. Și egal cu 1 pe 2 scăzut 1 pe 2 fac 0. Nu? Da, 1 pe 2 scăzut 1 pe 2 face 0. Și rămâne doar 1 pe 1. 1 minus 1 pe 3. 1 pe 1 minus 1 pe 3 sau poate zic 1 minus... Am lăsat așa ca să vedem că putem atunci la aceeași numitor. Numitorul comun este 3. Deci amplificăm aici cu 3. Pun o singură linie de fracții cu numitorul 3. Că știu până la urmă așa va fi. Din 3 ori 1, 3. Minus 1 și egal cu 2 pe 3. Câte era răspunsul? Ce răspuns am găsit noi mai înainte? 2 pe 3. Formidabil. Dar veți spune, dar muncim mai mult, de ce am făcut noi chestia asta? Păi da. Da? Asta vrei spune acum. Foarte tare. Dar dacă să dau să adun după stilul pe care îl știi tu, următoarele fracții. Să se adune fracțiile. 1 supra 1 ori 2. Plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus 1 supra 4, plus 1 supra 4 ori 5. Ne oprim la 3 până aici. Hai să le dăm fracțiile astea. După stilul care știm noi, ce facem? Adunăm, mulțim aici și facem 1 supra 2 ori 1, 2, plus 1 supra 2 ori 3, 6, plus 1 supra 3 ori 4, 12, și plus 1 supra 4 ori 5, 20. Trebuie să aflăm același numitor comun, ca să vedem ce număr găsim noi, care să fie deștept, și să se împarte exact și la 2, și la 6, și la 12, și la 20. Numitorul comun. Păi 2 e un divizor. Da, noi căutăm un multiplu, adică să fie mai mare și decât 20. Și 12, da? Să se împarte la toate, acela să se împarte la toate. Și 60, nu? 60, el da. Vede că 60 ar avea calitatea asta. E cel mai mic care se împarte și la 2, și la 6, și la 12, și la 20. Dar cum te-a venit minte 60 odată? Cum eu, Ștefania, nu l-am înțeles. Cum ți s-o gândit el la 60? Am făcut 12 plus 12 și mi-a dat 46 și dacă nu era 46, era logic, era 12. Deci l-ai zis 12 de două ori. Da. De două ori pe 12 și n-a fost, nu? S-a dat 24. 24 ăla nu era deștept, până se parte la 20. Și apoi mi-a dat 34 și cu 34. Deci 34. 36 cred că e luat. De 3 ori 12 ăla. Ah, da. 36, da. Dar 36, nici 36 nu a răspuns bine, că nu se împarte la 20. Iar se împarte la 12. Și la 6, 36. Și la 2. Dar nu... În final, am pus încă 36, am făcut 48. 48 nu-i deștept. La 20. Da? Ai tot multiplicat pe 12. Da. Dar de ce nu l-ai multiplicat pe 20? Păi să zic. Le-am multiplicat până la 46 și la 46 mi-am dat seama. Dar 46 nici n-ar de unde să apară. 48, eventual. Da. Dar de ce n-ai mers cu cel mai mare să-l multiplici? Asta te întreb eu. Adică să fi luat 20 și nu se împarte la 6, da. Nici la 40. 40 nu se împarte la 12. Și acum 60. 60 merge repede să duce la 12. Tu te-ai asigurat de 12 ăsta ca să împartă la 12, nu? Da, da. Și pe urmă, tot urmărit, l-a multiplicat, l-a multiplicat, până când a ajuns ca să se împartă și la 20. Că cine îl împiede ca pe el tot timpul? 12 îl încorpora și pe 12 pe 6. Cu asta avea treaba rezolvată. Dar multiplul 12 pe 24, iar îi rezolva pe ăștia doi din față. Dar 20 îl ținea în mână. 20 te frâna pe tine și nu știa ce să decizi. Deci el tot multiplicat până când la un loc încolo, iată, ai dat pentru el peste el, peste 60 pentru mată, da? 60 este cel mai mic număr care se împarte la toate celelalte, e cel mai mic pentru că tu ai mers din aproape în aproape până când ai reușit să-l prinzi. Și 120 ar fi. Da, și dublul acesta, dar nu-i cel mai mic. Da? Nu-i cel mai mic. Și așa, dar acum aici, 60 împărțit la 2 împărțit, amplificăm cât? Cu 30.
60 împărțit la 6 cu 10. 60 împărțit la 12 cu 5. 60 împărțit la 20 cu 3. Și face calculul. 30 pe 60 da. Plus 10 pe 60 plus 5. Deci vine cât? 30. Uite, Danes, eu am zis o singură dată 60. Ca să nu mai scriu la fiecare 60-60. Scriu un singur numitor, că până la urmă tot acolo se ajunge. Da. De fapt, asta e tehnica. Scriu un singur numitor și până la urmă rezultatul de la mulțime. 30 ori 1, 30. Plus 10 ori 1, 10. Plus 5 ori 1, 5. Plus 3 ori 1, 3. Și face egal mai departe cu? 48 pe 60. Pe 60. Și simplificăm prin cât aici? Simplificăm prin 12, cred că merge. Da. 12 merge. Da? 45. Da. Prin 12. Și vine 4. 4 pe 5. Da? Azi jos au rămas sus 4 și jos 5. 4 pe 5. Foarte tare. Am adunat. Data trecută ne-am oprit la 2 ori 3 și ne-a dat 2 pe 3. Acum am adunat până la 1 supra 4 ori 5 și ne-a dat 4 pe 5. Foarte șmecheri. Se face direct, da. Foarte tare, dar nu știi, de unde se știe, poate s-a întâmplat. Deci nu putem, nu suntem siguri. Doar e o observație asta. Era, spre exemplu, plus 1, încă o dată, plus 1 supra 5 ori 6. Era 5 pe 6. Poate așa. Direct. Deci dacă am mai adăugăm... Este o șmecherie matematică. Să vedem de ce. De unde? Hai să facem și cu 5 ori 6. Să vedem dacă e adevărat cum a zis mama. Da? Deci să merg așa, să adun până... Este, sigur că este, dacă a fost de două ori. Dacă a fost de două ori, nu prea chestia asta... Nu e 100%. Este așa, intri într-o clasă și întreb, cum te numești tu? Ioan, cât ai la matematică? 10. Mai întreb pe altul, cum te numești tu? Ioan, cât ai la matematică? 10. Dar nu înseamnă că toți de-al de Ioan din clasă au 10 la matematică. Deci da. După 2-3 constatări, nu înseamnă că poți să tragi o concluzie. Că dacă se găsește doar unul singur din clasă care are Ion și are 3 la matematică, s-a dat peste cap toată ideea, da? În concluzie. Este o observație, chiar frumos, chiar interesant. Dar nu putem spune că sigur, sigur e așa. Apoi, dacă ne aducem și adunăm mai multe fracții până la 1 pe 9 ori 10, numitorul acela va fi foarte dur, foarte greu de găsit. Concret, hai să vă propun așa. Deci ce ne facem dacă suntem puși în situația să adunăm fracțiile acestea până la 1 supra 9 ori 10? Adică, să spunem că avem de adunat așa. 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 da, 1 supra 3 ori 4 3 ori 4 plus 1 supra 4 ori 5 plus 1 supra 5 ori 6 plus 1 supra 6 ori 7 plus 1 supra 7 ori 8, plus 1 supra 8 ori 9, plus 1 supra 9 ori 10. Hai să ne oprim aici. Eu vreau de mult să mă opresc. Da, nu așteptam. De mult, că nu așa. De mult, că nu așa. Aș vrea să mă opresc, dar nu am. Doamna, de ce nu pune și 1 ori 19 ori 20? Păi ne putem opri oriunde. Păi ne putem opri până la puncte, 1 supra 100, ori 101, poftim. Care e imposibil de calculat cu șmecheria pe care o știați voi de a aduce aceeași numitor. Să nu spuneți cum apuc eu să fac asta, că mă fac vă zic. Da? Deci nu, vedeți? Trebuie să găsim o șmecherie. Nici nu ne permite să spunem că este egal cu 100 supra 101. Că nu. Am văzut noi 2, 3 și de până avem cu. M-aș opri să încerc până aici pentru început.
până la 11/90. Dar și cine până la 15? O să la vedem 15. Ușor, ușor și până la 15. Numai că și chiar numai până la 1/90. Cât este numitorul ăsta, Darius? Ai putea să găsești tu cel mai mic număr care se împarte la toate? 90. Nu. 100. Nu. 90 se împarte numai... La câteva. La câteva. Cum s-a împărțit 20 ăsta, 20 chiar nu se împărțea la niciuna din ele, din urmă. Deci 90 s-ar putea să nu se împartă la niciunul. Și acum îl multiplicăm. Nu, 280. 180 încercăm să împartă. Ai, lasă. Le mulțim direct în ori 2, 2 ori 6. Le mulțim, le mulțim și ce-ți dă, uite să vezi. Adică nu mai scrii 4 ori 5. Dar mai degrabă hai să facem cum ziceți dumneavoastră. Hai să facem cu șmecheria asta. Că în loc de 1 să zicem 5 minus 4, în loc de 4, 3 minus, 4 minus 3. Deci să scrie mai greșit ce-o ăsta. Numai până aici, da? Și egal. Vedeți, suntem forțați să găsim șmecheria de care am vorbit. Egal cu... În loc de 1, cât se ziceam și la prima fracție? 2 minus 1 supra 1 ori 2. Plus. În loc de asta, cât se zic acum? Plus 3 minus 2. 3 minus 2, că totul face, nu? Supra 2 ori 3. 2 ori 3. Plus 4 minus 3. 4 minus 3 supra 3 ori 4. Plus 5 minus 4 supra 4 ori 5. Plus supra 4 ori 5. 7 minus 6 supra 6 ori 7. 6 minus 5. 6 minus 5 acolo. Da, 6 minus 5 supra 5 ori 6. Plus 7 minus 6 supra 7, 6 ori 7. 6 ori 7, plus 8 minus, vorbește tu, dar 8 minus 7, supra 7 ori 8, plus Ștefania, plus 9, minus 8, supra 8 ori 9, și egal cu Ștefania, egal cu... Dar și de ce era? De ce? Da, 10. Și este și ultima, da, am uitat să spune și pe. Plus 10 minus 9 supra 9 ori 10. Perfect. Deci am pus Ștefania, te rog. Acum... distribuim pe 1 ori 2 și la 2 și la 1. De la două fracții. 2 supra... Am văzut 2, 2 supra... 2 supra... 1 ori 2 minus 1 supra... 1 ori 2. Plus 3 supra 2 ori 3. Da. Minus 2 supra 2 ori 3. Așa. Plus 4 supra 2 ori 3. Minus 3 supra 3 ori... Minus 3 supra 3 ori... No, 4 supra 3 ori 4 trebuia acolo. Am zis aici. 4 supra 3 ori 4 trebuia. 2 ori 3, 2 ori 3. 4 supra 3 ori 4. Aici. Și ați scris 2 ori 3. Așa, 3 ori 4 minus 3 supra 3 ori 4. Plus, Stefania. 5 așa. Supra 4 ori 5. Bine. Plus 4 supra 4 ori 5. Care? Plus. Plus Darius. Plus 6 supra 5 ori 6. 6. Plus 7. Minus, minus. Minus 5. Așa. 5. 6 ori 5. 5 ori 6. 5 ori 6. 5 ori 6. Tot una este. Așa. Plus. Plus 7. Așa. 7 supra. 6 ori 7. Minus. 6 supra 6 ori 7. Ștefania, plus? Plus... Aici sunt 8. 8 supra 7 ori 9. 7 ori 8. 7 ori 8. Minus 7 supra 7 ori 8. Plus 9 supra 8 ori 9. Minus 8 supra 8 ori 9. Plus
9 supra 90 minus 10 supra 90. Corect. Și dau cu. Ia să vedem, să ne luăm fracțiile la un capăt și să le simplificăm noi. Ia să vedem, deci fiecare fracție, să vedem cu cât simplifică, ne măturăm de un capăt la altul. Ia să vedem cum procedăm. Hai să vedem, prima fracție. Le mulțim pe toate și le adunăm și le scădem. A, pe ne toate înapoi? Nu, nu. 2 cu 2. A, 2 cu 2 simplifică. Să rămâne 1, așa. Aici nu avem ce simplifica. Aici simplificăm pe cine? 3 cu 3, 2 cu 1 și 1. Da? 2 cu 2, 1 și 1. 4 cu 4, 1 și 1. 3 cu 3, 1 și 1. 5 cu 5, 1 și 1. 4 cu 4, 1 și 1. 6 cu 6, 1 și 1. 5 cu 5, 1 și 1. 7 cu 7, 1 și 1. 6 cu 6, 1 și 1. 8 cu 8, 1 și 1. 7 cu 7, 1 și 1. 9 și 9, 1 și 1. 8 cu 8, 1 și 1. 9 cu 9, 1 și 1. Da? 10. Și ce rezultă, Ștefania, ai calcul? Egal cu 1 supra 1, nu? Da, 1 supra 1. Minus 1 pe 2. Am și mulțit, da? Plus? Plus 1 supra 2. 1 pe 2, da. Minus 1 supra 3. Da. Plus 1 supra 4. 1 supra 3, că 4 a simplificat. 1 pe 3. Minus 1 supra 3. Plus 1 pe 4. Plus. Nu, minus. A, minus. 1 pe 5. 1 pe 5. Da. Minus. Minus. 1 nu, pe plus acum. Plus. Da, plus. 1 pe 5. 5. Minus 1 minus. Pe 6. 1 pe 6. Da. Plus 1 pe 6. Da. Minus 1 pe 7. Crește. Plus 1 pe 7 plus minus 1 pe 7 plus 1 pe 8 minus 1 pe 8 plus 1 pe 9 minus 1 pe 10 și atât. Și egal cu 8. Ce faci aici? Le amplificăm și... Hai, băi, aici... Băi, dar alu, am început până altă, dacă ați mă... Tu ce faci aici? Tot la fel. Ce faci? Ia uitați-vă așa cu, de, cu atenție de la un mare... Se repede. Da. A, da, chiar se repede. Adică ce? Adică... se pun 2 de 3, 2 de 4, 2 de 2... Nu e adevărat. Unu-i, unu pe doi scăzut celălaltul. Cât face o doime scăzut o doime? Zero. Deci ăsta ar viitoare, zero fac. O treime cu o treime. Ah, da, le scădem pe celelalte. Deci o treime minus o treime. Iar fac zero. 1 cu 3, 1 cu 4, 1 cu 5, 1 cu 5. Da, o cincime. 6 și 6. 7 pe 6, 8. Fac 0 astea, de pe nu am. Da, și rămâne 1 pe 1 minus 1 pe 10. 1 pe 1 minus 1 pe 10, care poate să fie amplificat aici cu 10, ca să fie aceeași metodă. 10 minus 1 pe 10 și este egal cu 9 pe 10. 10 vine 10 minus. Chiar fie mai rapid decât să nu știți. Supra 10 și egal cu 9 pe 10. Este... Interesant! 9 pe 10! Domnul, da. Dacă acum am fi făcut mulțirea, scăderea, amplificarea și alea, oare fi un... Cam cât am fi consumat ca timp? Da. Foarte mult. O oră? Două? Eu n-am făcut niciodată, ca să spun pe cea dreaptă. Deci niciodată n-am făcut așa, pentru că este
o prostie. Foarte, e aproape imposibil. Se aproape poate, imposibil. Dar se poate să... Ce numitor comun să găsesc eu numai până aici? Este groaznic, ca să se împartă la toate numerele de acolo. Deci, e vorba de numitor comun. Așa evit chestia asta. Închipui să-l găsești, după aceea împați pe fiecare... Ca să am fi și pe fiecare fracție în parte, ce numere mari se fac, ce dificultățile este, este de o dificultate maximă. Nu așa, vedeți? Dacă te prinzi că pe unul ăsta îți ca 4 minus 3, deci două sunt momentele importante. Să vezi că unul este 4 minus 3, că unul e 5 minus 4, că unul e 6 minus 5, 7 minus 6, să distribui numitorul la fiecare în parte, adică 1 ori 2 și la 2 și la 1, să-ți închipui că vin de la două fracții în care una are numitor 1 pe 2 și altul 1 pe 2, având în aceeași putere să zicem 2 minus 1. Deci, practic, din fracția asta 1 pe 2, 1 supra 1 la 2, apără două fracții. Din fracția 1 supra 2 la 3, apără două fracții. 3 supra 2. Și așa mai departe. Dar în final este spectaculos că se simplifică ușor și îți dă două fracții opuse. Una cu plus, alta cu minus. Ca și mai zice 1 pe 5 minus 1 pe 5. 0. 1 pe 6 minus 0. 0, 0, 0, 0 peste tot și nu îți rămâi decât ăsta, primul și ultimul. Și de acolo rezultatul este... Când vezi un exercițiu, așa scrii formula directă. Asta îți rămâne. Nu are voie. Nu are voie. Trebuie să demonstrezi asta. Păi, dar trebuie să demonstrezi. Adică trebuie să demonstrezi să fac așa. Ce ai făcut? Da, numai că trebuie să-mi încap tot într-un chenar. Da, stai secundă, ce faci acolo? Dacă ai fi avut până la 1 pe 100, minus 1 pe 101, le scrii pe toate. Da. Uite ce șmecherii faci. Hai să vezi, acum să vezi. Deci, le luăm exercițiul așa cum a fost el până la 1 pe 100, minus 1 pe 101, da? Să zicem. Pe toate așa. 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus 1 supra 4 ori 5 plus puncte-puncte, adică în prim puncte-puncte să mă înțeleg eu toate cele care nu le scriu. Plus puncte-puncte, 1 supra cine? 100 ori 101. Și este egal cum. Lucrez la astea ca să se vadă câteva dintre ele. Zic aici 2 minus 1 supra 1 ori 2. Deci 2 minus 1 supra 1 ori 2. Plus 3 minus 2 supra 3, 2 ori 3. 2 ori 3. Plus 3 minus 4 minus 4 minus 3, da? 4 minus 3 supra 3 ori 4, plus, și așa mai departe, plus puncte, puncte, plus 101, minus 100, minus 100 supra, cât? 100 ori 101. Și egal cu. Deci am pus puncte, puncte, ca să nu le scriu pe toate, n-am cum să le scriu. Două table trebuie, trei table trebuie. Nu, chiar dacă scrieți, distribuim numitorul, distribuim, da? Adică facem tehnica asta, vine 2 supra 1 ori 2, minus 1 supra 1 ori 2, plus 3 supra, sau ce este acolo? Da. 3 supra 2 ori 3, minus 2 supra 2 ori 3, plus 4 supra 3 ori 4, minus 3 supra 3 ori 4, plus puncte, puncte, și mai departe, plus, și mai departe, plus, din aceea, deam două fracții, 101 supra 100 ori 101, minus 100 supra 100 ori 101. Și egal cu. Simplificăm 2 cu 2, câte sunt cu plus, atâtea sunt și cu minus. Nu? Că din fiecare am unul cu plus, unul cu minus, unul cu plus, unul cu minus. Deci câte sunt cu plus? Una, două... Deci asta înseamnă direct că va rămâne 1 pe 1 și 100 pe 100. Nu știu. Deci cert este că bine să scriem câteva,
Deci face 1 pe 1, cum ai spus, 1 pe 1, minus 1 pe 2, plus... Plus... Aici se simplifică cine? 3 cu 3, da? Plus 1 pe 2. Da. Da? Plus 1 pe 2, minus 1 pe 2, de aici a fost. Da. Plus 1 pe 2, minus 1 pe 3. Plus 1 pe 2, minus 1 pe 3, plus 1 pe 3, minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Puncte, puncte. Puncte, puncte și mai departe. Plus 101 supra... S-a simplificat aici 101 cu 101 și rămâne 1 pe 100. 1 supra 100 minus 1 supra 101. Egal cu. Și acum, 1 pe 2 cu minus 1 pe 2 se duc ăștia, dar fac 0. 3 cu 3. 1 pe 3 minus 1. Și minus 1 pe 4 cu cine am mai fi după el și nu l-am mai scris. Da? A rămas ăsta la început cu plus și rămâne el la sfârșit cu minus. Că perechea lui ăsta de la început cu plus va fi ăsta de la sfârșit cu minus. Da. Pentru că ăsta de aici cu ăl de față să-ți va aduce. Să reducă aceea. Și finalul va fi ca răspuns. Este 1 pe 1 și 1 pe 100. 1 pe 1 minus 1 pe 101. 101, tu ai zis 1 pe 100, da. 101. Insistam că este 1 pe 101, deci am vrut să vedem concret. Și acum amplificăm. Acum amplificăm aici cu 101. Și egal cu 101. 101 minus 1 supra 101. Finalul este că dintr-o 101 minus 1 face 100 supra 101. Ăsta este rezultatul corect al exercițiului. Ne oprim aici. Spunem că am făcut un exercițiu foarte frumos, foarte interesant. Și foarte interesant. Da? Deci, vedeți, aici la Prof Online facem lucruri deosebit de frumoase. Ieșim din tipar. Dacă aplicăm rețeta, rețeta aceea nu ne putea duce spre un final fericit, ci am fi avut foarte mult de... Chiar trist. Da? De haideți să vedem ce am făcut aici. Să facem o sinteză, da? De sinteza orei. Fac sinteza zilei. Sinteza zilei... Pentru noi. Pentru voi, da. Dar zic sinteza orei la clasa a 5-a, să vedem ce lucruri am trecut în revistă. Hai să ne amintim. Fracții supra unitate. Deci fracții. Supra unitate. Tare, subunitare. Subunitare. Echiunitare. Echiunitare. Apoi, doi. Fracții egale. Când două fracții sunt egale, știți, pe numărător egal, numitor egal. Dacă și numai dacă numărătorii egali și numitorii egal. Da, aici am așa am făcut. După ce am mai făcut după asta? Trei. Operații cu fracții. Da, operații cu fracții. Cu fracții. Așa, aici am făcut adunarea, scăderea, mulțirea, împărțirea, dar toate... De fapt, scrieți două puncte, plus, minus, plus, virgulă, minus. Nu, 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 nu. Scriem așa. Ce am făcut? Adunare, adunare. Scădere ca și cu adunare. Da. Înmulțire. Da. Împărțire. Împărțire. Da? Deci vreau că frația adunare înmulțire. Și am făcut expresiile acelea care am lucrat. Am lucrat toate proprietățile așa. Da, proprietățile și... fracțiilor. Proprietățile... Fracțiilor și... Aici am să zic că am mai făcut, Darius, exercițiul ăsta frumos. Calculul unei sume în care am desfăcut acolo numitorul, nu? Numărător, da? Deci calculul unei sume
oscilante, ai zic. Adică vine plus cu minus, s-a redus acolo, da? Și cam astea a fost lucrurile importante. La revedere! La revedere! Mâine! Mâine, dacă ajungi, Ștefania nu ajunge, atunci la 5 jumate. Da? La revedere! Bun, la revedere!